Am întrebat tot timpul, cum ar fi când te trezești dimineața așa, să ieși din căsuță, știi, din așa, mă, și să intri în delta. În delta, mă, frumos. Frumos. Să-ți bei cafeaua printre sute de specii de păsări. Super. Să te bucuri de... Sute de specii de țânțari. Țânțari, da. Bă, nu vedeți partea romantică a poveștii de Ioc. N-am văzut așa ceva. În fine, colega noastră, Mădălina Vintilă, a descoperit un astfel de loc. Chiar aici, în București. Bună, Mădă, ce faci acolo? Doamne, cât sunteți de frumoși, incredibil, maestre. Îți văd până și porii feței impecabil. Extraordinar, de la distanță aia sigur părem frumoși. Superbă, ca de obicei. Bună dimineața, dragilor, sunteți minunați. Bună dimineața tuturor. Așa este, astăzi am ajuns în Sălbăticie. N-ați spune că sunt undeva în inima Bucureștiului, nu-i așa? Ei bine, suntem. Și aflăm mai multe despre delta dintre blocuri de la Nicoleta. Bună dimineața, Nicoleta. Bună dimineața, Mândelina. Spune-ne mai multe despre această zonă. Am înțeles că este împărțită în trei categorii, da? Are trei părți foarte importante. E o zonă în care accentul se pune pe protejarea speciilor de apă, care își construiesc cuiburile augre de pui în zona lacurilor. În jurul acestei zone este zona de educație, zona dedicată observării naturii, plimbărilor în natură. Apoi, în jur, este zona de legătură cu orașul, legătura dintre parc și oraș, care înseamnă, în viziunea noastră, pentru că deocamdată nu sunt, dar avem un plan pentru acest lucru, această zonă de legătură cu orașul înseamnă alei de promenadă pe digul care înconjoară parcul și care are aproximativ 5 km, înseamnă puncte de belvedere, înseamnă piste de biciclete, înseamnă un centru de informare și vizitare care... ne dorim să reprezinte întregul patrimoniu natural al țării. Astea sunt planurile de viitor, vă ținem pumnii. Ce putem face momentan aici? Pentru că și noi de când suntem am văzut oameni cu bicicleta, oameni care aleargă. Ce activități putem face în delta? Parcul este deschis pentru oricine, vizitarea se poate face oricând pe timpul zilei. Se poate veni la plimbat, sunt alei tematice, sunt panouri informative, e un punct de informare din care putem să aflăm informații despre animalele din parc, despre plantele din parc, putem să venim cu bicicletele, sunt mai multe trasee, aproximativ 8 km de cicloturism, putem să venim să fotografiem viața sălbatică de aici, aici sigur e nevoie de multă răbdare. Cu siguranță pasionații de fotografie pot face, da. Putem veni la alergare, dimineața e un moment foarte bun pentru jogging și vedem că vin din ce în ce mai mulți oameni și fac jogging pe dig. Putem să venim la alte activități care ne creează, care ne recreează. Putem să... Am văzut oameni care vin și fac yoga, oameni care pur și simplu vin și stau aici, unde în foișorul de observare în care suntem și noi și observă păsările. Și legat de asta aș vrea să spun că e cel mai bun loc de observat păsările din București, conform unui clasament realizat de Societatea Ornitologică Română. Sunt foarte multe specii de observat, e una dintre activitățile preferate de biologi, dar și de pasionații de păsări care vin aici. De fapt, parcul în sine a fost descoperit de ornitologi. Sunt 180 de specii de păsări, raportat la număr de specii care e în țara noastră, asta înseamnă cam jumătate. Wow. Deci e o mare bogăție de păsări de văzut aici și deja locul este... foarte cunoscut și renumit. Ia spune, vin și turiști din afară? Am înțeles că monitorizați persoanele care ajung aici. Da, vin și turiști din afară. O să adaug aici rapid că am avut un scriitor acum 2 ani, un scriitor american pasionat de birdwatching, care a vrut neapărat să vină să vadă ce păsări sunt în Văcărești. În afară de asta, în program de monitorizare pe care l-am început noi în trecut, am observat că numărul de vizitatori este în creștere și că oamenii, de fapt, petrec mult mai mult timp decât în anii trecuți în parc. Asta ne bucură. Este da, foarte ne bine. Bucură și pe noi. Estimativ, anul trecut au fost în jur de 30.000 de oameni. Wow! Mulțumim mult de tot, Nicoleta! Dragilor, foarte important, astăzi este și Ziua Mondială a Creierului, așa că nu uitați să vă relaxați puțin. Mai rămân și eu aici să aud cum sună liniștea. Te pup, Teo, și mă întorc la tine. Te pup, Mădă, și